Sunt aici pentru că această familie a suferit o traumă probabil că irecuperabilă 100% și a luat amploare pe internet, unde a fost anunțat acest protest împotriva autorităților norvegiene și sunt aici pentru a-mi arăta solidaritatea față de suferința lor. Așa, emoțional vorbind, da, cred că o să-i primească în urma susținerii pe care au avut-o și reacției deja internaționale asupra acestui caz. Cred că în final îi vor primi, dar pe de altă parte este și o presiune asupra acestei organizații, pentru că nu sunt doar ei copiii luați. Și probabil că se tem și de reacția celorlalți copii care au fost luați până acum abuziv și le teamă de distrugerea sistemului până la urmă.